Salutare The Motans! O să ne jucăm mituri despre români. Eu o să spun câte un mit despre români, iar tu să-mi spui dacă te simți vinovat sau nevinovat de el. Să începem! Mitul numărul 1. Atunci când un lucru se strică, românii îl cârpesc, nu cumpără altul nou. Știi, depinde de lucruri. Dacă e ceva ce am la suflet, da, îl cârpesc. Poate fi perechi de pantaloni care are 2-3 ani, dar dacă îmi place perechea de pantaloni, o păstrez. Mitul numărul 2. Orice român își invidiază vecinii. Niciodată. Invidia trebuie să fie invidie bună. De ce să urezi să moară capra vecinului dacă poți energia asta care o dai în capra vecinului să-ți crești capra ta? Mitul numărul 3. Orice român a fost cel puțin odată pe lista datornicilor la întreținere. A, da, sunt și eu. Mă rog, mai întârzi, mai una alta, mai uit, na, se întâmplă. Mitul numărul 4. Românii iubesc să intre în horă la nunți. Nu iubesc nunțile în general și cred că și nunta mea o să fie un pic mai deosebită. În niciun caz tradițională. Mitul numărul 5. Orice român a aplaudat măcar o dată la aterizare în avion. Da, oamenii ăștia chiar merită aplauzele, pentru că în mâinile lor stau viața sute de oameni. Mitul numărul 6. Românii iau cu ei papucii și săpunul de la hotel. În genere, acum am observat că la hotel nu se mai dau papuși. Nu, niciodată, doamne ferește. Mitul numărul 7. Orice român a lăsat măcar o dată mașina pe avarii să meargă să-și ia covrigi. N-am avut niciodată automobil. Carnet am. A fost așa o perioadă că am avut de multe ori bani pentru automobil, dar carnet nu aveam. Și apoi a venit altă perioadă când deja aveam carnet, dar bani de automobil deja nu mai aveam.